Să-ți păstrezi sănătatea mentală nu este tocmai ușor când prețurile urcă, salariile scad sau mai rău rămâi fără loc de muncă. Mai sunt însă și alte lucruri care ne afectează sănătatea mentală, multe dintre ele probabil că nici nu ni le-am fi închipuit că ne pot provoca depresia. Sănătatea mentală a devenit în ultimii ani și nu numai o problemă intens abordată de către noi toți. Trăim perioade dificile din punct de vedere economic, perioade dificile din punct de vedere social, cultural și suntem din ce în ce mai preocupați să putem să trecem peste aceste evenimente negative din viața de zi cu zi și ca atare atunci când auzim de promovarea unui stil de viață sănătos pentru înlăturarea sau pentru depășirea acelor situații care pot să declanșeze tulburări la nivelul psihic, nu putem decât să lăudăm această inițiativă. Bolile mentale au un impact negativ atât asupra vieții celor afectați, cât și asupra cadrului social și economic. Acest lucru antrenează costuri serioase, în special pentru sistemul educațional, medical și judiciar. Ele constituie unul dintre principalele motive pentru care oamenii își iau concediu medical, se pensionează anticipat sau primesc pensie de invaliditate.